conducătorii clubului CS Universitatea Craiova sunt siguri că echipa are drept de promovare în acest sezon. În ciuda declarațiilor făcute de președintele FRF Răzvan Burlanu, care a spus că nu e tocmai sigur faptul că gruparea olteană poate juca în Liga I, directorul executiv, Felix Grigore, este sigur că CSU va merge în primul eșalon. Practic, articolul 54 din statutul FRF, conform căruia pentru a promova într-un eșalon competițional superior calitatea de membru afiliat al unui club Trebuie să aibă o durată de cel puțin 3 ani consecutiv, este cel care ar putea să o împiedice pe CSU să promoveze. Cert este că pentru rezolvarea acestei probleme delicate vor fi consultați și cei de la Uniunea Europeană de Fotbal, acolo unde FRF a trimis câteva documente. Acel articol 54 UEFA, când a, când a cerut să-l introducă la acum câțiva ani, când, -au, când au cerut asta, se referea la echipele care vor să păcălească fotbalul, care vor să treacă peste meritul sportiv. Se referea la divizări, se referea la fuziuni, se referea nu, la schimbări de sedii în, în, pentru, a, pentru a ocoli meritul sportiv. Ori noi nu ocolim meritul sportiv. Deci UEFA a dorit să penalizeze cluburile care încearcă să facă asta. Ori noi suntem la 15 puncte de... Târgu și care ne batem la la promovare. Nu, Răzvan Burleanu a spus: "Părerea mea este că deocamdată este foarte important că deocamdată CSU nu poate promova. Deocamdată Respectând statutul FRF, echipa nu are drept de promovare. În perioada imediat următoare vom clarifica. Am cerut timp pentru a ne adresa celor de la UEFA, pentru că, potrivit statutului, echipa nu are acest drept, pentru că trebuie să stea trei ani înainte de a promova, valabil pentru echipele nou înființate. Așteptăm răspunsul de la UEFA, dar și ei țin foarte mult la statutul federațiilor naționale. În aceste condiții, soluția ar fi aceea de a se modifica actualul statut. Până la clarificarea acestei probleme, CS Universitatea Craiova își continuă parcursul în Liga a doua. Sâmbătă, alb balbaștri vor întâlni pe teren propriu pe CS Mioveni, în ultima etapă a sezonului regulat. După aceea vor urma cele 10 partide din play-off.